Mulțumat prezidium, onorată asistență. Băningul arteriei pulmonare și are o răspândire acum și mai largă, se utilizează și în, ca o operație paliativă în reconstrucția arcului aortic și corecție intracardiacă ca etapă, în asociere cu terapie de resincronizare în disfuncția ventriculară dreaptă după operația MASTART, în cardiomiopatie dilatativă ventriculului stâng. Totuși, după datele colegiului american toracic, hipertensiunea pulmonară își are o răspândire destul de largă în lume și cu o mortalitate destul de înaltă. Copiii cu un flux sanguin pulmonar crescut, asociat cu niște pneumonii frecvente, cu insuficiență cardiacă progresivă, cu greutate corporală mică și cu anomalii asociate necardiace, prezintă un risc avansat pentru bypassul cardiopulmonar. Definiția dată încă de în anul 1958 că o creștere persistentă a presiunii arteriale pulmonare suficientă să provoace dilatarea și ulterior disfuncția ventriculară dreaptă cu caracteristici clinice electrocardiografice și semne radiologice specifice este actuală și în zilele de astăzi. Nu confundăm cu hipertensiunea pulmonară, cu o boală vasculară pulmonară și ne axăm mai mult pe presiunea în arteria pulmonară când apare în baza unui flux sanguin pulmonar crescut. Mecanismul de dezvoltare a hipertensiunii pulmonare este bine cunoscut, cu creșterea fluxului sanguin în patul vascular normal, cu creșterea rezistenței în vasele pulmonare precapilare, apariția unei rezistențe anormale în patul vascular postcapilar. Toate acestea duc la o disfuncție endotelială, hipertrofie mușchilor netis, proliferarea medii și a intimii, ceea ce a fost dovedită de către Heath și Edwards în studiile morfologice, cu niște schimbări progresive ale arteriorilor pulmonare la pacienții cu boli cardiace congenitale, care duc la hipertensiune pulmonară din cauza fluxului vascular pulmonar crescut prin șuntare intracardiacă sau extracardiacă. Aceste leziuni în medie și intimă apar mai ales în arteriorile pulmonare, care măsoară mai puțin de 100 de microni în diametru. Leziunile care au fost descrise în primele 3 grade par a fi reversibile dacă viciul de bază este corectat, pe când leziunile de gradele 4-6 sunt irreversibile. Hipertensiunea pulmonară coexistă cu malformații cardiace congenitale și pot fi grupate în 4 categorii principale, cu o șuntare la nivelul atriului și, sau arl la nivelul venos, asta sunt defectele septale atriale, drenaj venos pulmonar parțial sau total, șuntare la nivelul ventricular sau la nivelul vaselor magistrale, un defect septal-ventricular, canal arterial permeabil, fereastra ortopulmonară, trunchi arterial, în transpozițiile complexe, în obstrucția părților stângi al cordului. Mavrodis a mai adăugat o șuntare la rădăcinea aortei atrio-drept și ventriculul drept, în aneurismul rupt al sinusului valsavlă, o fistulă arterio-venoasă coronariană, originea normală a arteriei coronare stângi din trunchiul arteriei pulmonare. Tratamentul chirurgical paliativ a evoluat încă în anul 1952, când Müller și Damann au descris o tehnică de îngustare a arteriei pulmonare care a fost adoptată pe scară largă ca tratament pentru pacienții cu diferite cauze de creștere a fluxului sanguin pulmonar. Obiectivul studiului a fost aprecierea rezultatelor bandingului arteriei pulmonare la pacienții cu malformații cardiace congenitale complexe asociate cu hipertensiune pulmonară avansată, aflându-se într-o stare clinică destul de gravă, după niște pneumonii sau după stări septice cu o hipotrofie generală marcantă, în cașaxie chiar. Pe parcursul a 6 ani au fost operați 75 de pacienți. Abordul chirurgical a fost în 92% printr-o torocotomie anterioară și în 8% prin sternotomie. Circumferința bândului la arteria pulmonară a fost stabilită în conformitate cu formulele după Trasler, cu o bandă din bumbac felată.
Pentru aprecierea rezultatelor bandingului la artera pulmonară s-au utilizat manometrie directă în artera pulmonară intraoperator și datele ecocardiografice. Saturația cu oxigen arterial a fost apreciată în toate cazurile, fiind mai mare de 80-85%, cu un FiO2 de 30%. Este dimensionat faptul că o saturație mai joasă a fost stabilită în maladie Tausing-Bing. Mediana vârstei a constituit 6,25 luni, începând cu 3 zile și terminând cu 12 luni. La 12 luni a fost practicat bandul la niște copii care cântăreau mai puțin de 4 kg. Genul feminin a prevalat în 52% față de genul masculin, 48%. În așa patologie a fost utilizat bandingul arteriei pulmonare ca trunchiul arterial comun într-un caz, transpoziția vaselor magistrale în 7 cazuri, ventricul drept cu cale dublă de ieșire în 18 cazuri, canalul atrioventricular în 14 cazuri, defecte septale ventriculare multiple sau sfiz-cis sau defecte septale ventriculare asociate cu coarctația aortică în 35 de cazuri. Postoperator, mediana gradientului presional la nivelul bandingului arteriei pulmonare, determinat ecocardiografic, a fost 38,7 mm a coloanei de mercur. Manometria directă intraoperatorie a prezentat următoarele rezultate. Pre-banding, presiunea sistolică sistemică a crescut post-band de la 81 la 89 mm a coloanei de mercur. Presiunea în arteria pulmonară a scăzut de la 60 la 39 milimetri coloane de mercur. Letalitatea precoce post-band în transpoziția vaselor magistrale a fost în două cazuri, ventricul drept cu ale dublă de ieșire într-un caz, canal atrioventricular într-un caz, defecte septale ventriculare multiple sau asociat cu coarctația aortică în două cazuri. Supraviețuirea, sigur că a fost relativ bună. Cauza letalității a fost insuficiența cardiorespiratorie progresivă. Supraviețuirea la un an a fost 100%, este dimensionat faptul că 40% din copiii care au fost prezentați au fost efectuate operațiile radicale sau o corecție univentriculară. În concluzie, bandingul arteriei pulmonare joacă un rol important în managementul pacienților cu malformații cardiace congenitale, în special pentru copiii de vârstă fragedă cu probleme medicale, așa cum ar fi pneumoniile frecvente, insuficiența cardiacă progresivă, greutatea corporeală mică și anomalii asociate necardiace. Și poate fi considerată ca o manoperă eficace, cu morbiditate și mortalitate redusă. Mulțumesc pentru atenție!